Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Egoiță, avem imagini în direct de pe arena Dr. Constantin Rădulescu. Etapa a șaptea continuă cu confruntarea dintre CFR și Farul. Startul acestei confruntări, Farul are lovitura de start. Centrarea lui Păun, mingea sare din Colinger și Malele deschide scorul. Minutul 6, Sefas Malele, primul gol marcat în tricoul CFR-ului. Iată, se verifică probabil un posibil Hansens. Din ceea ce am văzut, nu se pune problema. A fost doar o deviere a lui Colinger cu călcâiul. Foarte greu de spus. Foarte greu de spus. Ia să vedem ce decizie a Radu Petrescu. Este Hens. Este Hens. Rămâne 0-0. Iată, dar cred că această reluare era mult mai edificatoare. Mie nu mi se pare. Mie nu mi se pare Hens. Nu înțeleg de ce nu s-a verificat această reluare. Arbitrii de la VAR au toate relurile la dispoziție. A, nu, e penalti. E penalti acum. Execută de la punctul cu VAR și înscrie. A trimis pe centrul porții. Și abia acum este 1-0. Sefas Malele. Deja la al treilea gol marcat în carieră împotriva Farului, a reușit o dublă în octombrie 2020 într-un viitorul Constanța. Malele, cred că a ieșit afară cu mingea, cred că a ieșit afară totuși. Dar Farul aduce și mai mulți oameni pe acest atac, centrarea pe jos, Alibek, oh, ce reluare spectaculoasă! Mingea se duce alături. Nu știu dacă nu cumva a fost și în afara jocului Alibek. Oricum, reluare spectaculoasă. Jucătorii transferați după. Acum Grameni, gol! Dar e offside și este Pitu. Este Pitu în afara jocului. Oh, dar e la limită. Cred că este totuși o semnalizare bună. Cum? Este gol. Este gol până la urmă. Și... ce ciudat, ce ciudat, 1-1, încă o dată, vom vedea. Da, e cu piciorul în spate, e cu piciorul lăsat în spate Rareș Bălan, dar mi se pare că umărul lui Grameni dar e puțin mai în față. Bine, până nu avem... 1-1 după primele 45 de minute. Foarte bună intervenția lui Sârbu. Până la urmă recuperează Farul. Nici pasa nu e chiar rea. Munteanu, gol! Execuție imparabilă sub bara transversală. 2-1 pentru Farul, care întoarce, iată, după ce a fost condusă din minutul 10. Ce mutare inspirată face Gică Hagi cu introducerea lui Munteanu. A mai încercat odată de când a intrat pe teren, tot un șut din drop. Dar ce pasă, ce pasă lui Alexi Pitu, care face un joc fantastic astăzi. De remarcat totuși insistența lui Alibek și a lui Sârbu. Mai este Sergiu Buș, dar să vedem această acțiune a lui Munteanu. Munteanu, gol! Dublă
de senzația lui Luis Munteanu. 3-1 pentru Farul. Un slalom foarte rapid al lui Luis Munteanu printre fundașii CFR-ului. Ce execuție din scurt. Preluare perfectă. Depășit Colinger ca în curtea școlii. Iar Farul face un rezultat mare. Prestație mai mult decât convingătoare. Cel puțin în această repriză secundă.